Un incendiu s-a produs noaptea trecută în scara unui bloc din sectorul botanic al capitalei. Focul a pornit pe palierul de la etajul 7 al blocului și nimeni nu a avut de suferit. Pompierii au intervenit cu 3 echipaje, iar locatarii au fost evacuați. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, se vede cum flăcările erau atât de mari încât ajungeau până la etajul superior. Pompierii au fost alertați după ora 1 noaptea. Aceștia au intervenit cu 3 autospeciale și au stabilit că flăcările au cuprins o debară de la etajul 7. Potrivit vecinilor, aici era o debară improvizată, iar focul ar fi izbucnit cel mai probabil de la o țigară nestinsă. După cum puteți observa, bunurile de aici au fost mistuite de flăcări, iar holul este negru de la fum. Această femeie locuiește la etajul 8 al blocului unde s-a produs incendiul. Ea spune că nu a auzit nimic în această noapte. A aflat despre incendiu abia dimineața când a ieșit la balcon ca să-și strângă rufele care erau negre de fum. Femeia a mers la vecini să afle ce s-a întâmplat. Deschid aici apa cu pragul. Mă uit așa posterios. Când mă uit așa, n-am tras atenție. Miros de provo, de fum, de la ce? Și ei s-au spus cât de la țigară. Incendiul a fost destul de puternic, spun locatarii. O confirmă și faptul că geamurile din scară s-au spart, iar astăzi un muncitor le-a stupa. Eu schimb pe nu înțelegem și eu. Primul etaj, lumina nu era. Sustă-n zvăr și, doamne. E că aici se face tăi de tot. Bună ziua, Sergiu. Mă face o ajută, там кто владелец этой кладовки, пока непонятно еще. Вот поэтому приезжали вчера и полиция, и 3 пожарные машины, вот будут выяснять. Pompierii spun că nimeni nu a avut de suferit în urma incendiului. Ofițera de presă a Inspectoratului Național pentru Situații de Urgență ne-a comunicat că pe marginea acestui caz a fost inițiată o anchetă, iar pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit focul.